Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său, pentru prezența sa din locul acesta și credem cu adevărat că, așa cum spune Sfânta Scriptură, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, El este prezent și credem că Dumnezeu este prezent și în locul acesta. Nu vă mai ridicați în picioare, dar deschideți Sfânta Scriptură cei care aveți la voi sau telefoanele. Dacă nu aveți nici pe telefoane aplicația Biblia, atunci cei de la media ne vor ajuta. Vom da citire doar de câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând de la versetul 2 până la versetul 6 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând de la versetul 2 până la versetul 6 inclusiv. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, adică Ioan Botezătorul, auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzi aud, morți învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Amin. În seara aceasta, după cum ați văzut poate pe rețele de socializare, vrem să abordăm o temă cu care cred că fiecare dintre noi avem de-a face, și anume lupta cu îndoiala. În viața noastră de zi cu zi avem mai multe lupte de dus și acum nu mă refer la lupta cea fizică. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ferească de o asemenea luptă. Vedem la granițele României că există un război și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de asemenea război, de asemenea luptă. Dar fac referire la acea luptă lăuntrică, luptă spirituală. Cu siguranță fiecare dintre noi din locul acesta luptăm în viața noastră de zi cu zi pe calea credinței să ne păstrăm curați. Luptăm în viața noastră de zi cu zi cu ispitele, cu păcatele care vin în fiecare zi în viața noastră. Iar una dintre luptele cu care un credincios are de-a face este și această luptă, lupta cu îndoiala. Dragii mei, este o luptă pe care Dumnezeu o îngăduie în viețile noastre. Dar dacă El o îngăduie, vreau să vă spun că tot El este acela care ne dă și putere și în luptă. Chiar dacă poate de multe ori necazurile, greutățile fac această luptă să fie tot mai grea, Dumnezeu este alături de noi și El ne va întări. Slăviți să fie El pentru acest lucru. Dar de multe ori parcă când întâmpinăm anumite greutăți în viața noastră, chiar dacă ne-am dorit să stăm ferm pe calea credinței, totuși parcă îndoiala își face tot mai simțită prezența în viața noastră. Poate am crescut în biserică și am ajuns la o anumită vârstă în care ne puneam anumite întrebări legate de credința noastră. Am auzit de către frații slujitori, de la părinții noștri, multe lucruri frumoase despre Dumnezeu, dar este un moment în viața noastră în care ne întrebăm: dar oare toate lucrurile pe care le-am auzit până în acest moment, oare chiar sunt adevărate? Și sunt câteva întrebări care se ridică în viața noastră. Sau poate avem un prieten, o prietenă, un coleg, o colegă care ne provoacă cu multe întrebări la care nu avem răspuns și intervine îndoiala în viața noastră. Sau poate învățăm sau auzim despre anumite lucruri la care nu găsim răspuns. Într-o zi, când eram la lucru, la școală, un elev din clasa 5-a îmi pune o întrebare: domn profesor, am învățat la istorie. După cum bine știți, după area curriculară, în clasa 5-a se învață la istorie despre teoria Big Bang-ului. Faptul că în urma unei explozii lumea așa s-a luat ființă. Și îmi spunea acest elev din clasa 5-a: domn profesor, încă de mic copil am trăit în biserică, am crescut în biserică, părinții mei sunt creștini, dar astăzi la istorie am învățat despre această teorie. Nu știu ce să mai cred. Și poate sunt asemenea momente și în viața ta în care nu mai știi ce să crezi. Sunt
foarte multe teorii, sunt foarte multe întrebări și nu mai găsim răspunsul la aceste întrebări. Și atunci intervine îndoiala în viața noastră. Oare ce ar trebui să facem atunci când vine îndoiala? Înainte ca să dăm răspuns la această întrebare, haideți să vedem oare cum putem defini de fapt noi îndoiala. Când vine vorba de definiția îndoielii, putem spune următoarele, că îndoiala este acel moment când în viața ta apar anumite semne de întrebare legate de credința ta în Hristos. Sunt acele momente în care îți pui anumite întrebări. Oare chiar așa este? Vreau să vă sublinez un lucru foarte, foarte important. Îndoială nu este egal cu necredință. Poate mulți dintre voi, când a apărut îndoiala în viața voastră, v-ați speriat și v-ați întrebat: ei, acum oare sunt necredincios? Nu, nu. Îndoiala nu este același lucru cu necredința. Ci, de fapt, necredința este, de fapt, acea persoană care este întotdeauna împotrivitor, împietrit, întreabă ca să încurce. Cel îndoielnic are căutări sincere, caută răspuns, dorește să află adevărul, de fapt, la întrebarea pe care o are. Un exemplu pe care putem să-l dăm ca să înțelegem mai bine, de fapt, ce este îndoiala, este următoarea ipoteză. Auzim de 200 de copii din Africa care flămânzesc. Pentru noi, în țara noastră, acest lucru este un motiv de rugăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar dacă vine încercarea în viața noastră, dacă vine boala în viața noastră, dacă vine situația asta financiară în viața noastră, încât ducem lipsă de ea, atunci aceasta este un motiv de îndoială pentru noi. Prin urmare, atunci când poate cei din jurul nostru se află în anumite încercări, poate spunem: da, Domnul să te ajute, dar atunci când noi suntem în încercare, când este pielea noastră în joc, atunci parcă începem să ne îndoim. Și sunt foarte multe motive prin care de fapt ce rău, de fapt această îndoială poate să intervine în viața noastră. Doresc să enumer câteva motive. De ce? Ca să putem să ne ferim de ele. O primă ușă prin care poate intra îndoială în viața noastră este, de fapt, suferința fizică, încercarea. În textul pe care l-am citit, putem observa că Ioan Botezătorul, care este închis în temniță, ce face? Își trimite ucenicii la Iisus Hristos și le întreabă: auzi, tu ești acela sau așteptăm pe altul? Dar ne punem întrebarea aceasta: oare de ce Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos, oare cum a ajuns el în acea situație în care să pune la îndoială, de fapt, că el este Mesia sau nu? Haideți să ne aducem aminte, Ioan Botezătorul a fost cel care a auzit glasul acela din cer: tu ești fiul meu prea iubit, de el să ascultați. A văzut porumbelul prin Duhul Sfânt coborându-se peste Iisus Hristos. Avea această credință, această certitudine sigură că Iisus Hristos este Mesia cel așteptat. Și totuși, când Ioan Botezătorul ajunge în închisoare, are îndoiel. O scurtă paranteză. Știi cineva de ce ajunge Ioan Botezătorul în închisoare? Hai să vedem. Acum suntem la ora de religie. Uite acolo, da. De ce ajunge Ioan Botezătorul în închisoare? Să-l închide în închisoare. Foarte bine, da. Vă aduceți aminte de Irod Antipa? Cei care sunt aici în clasa 11 și 12 trebuie să știe. Irod Antipa a fost fiul lui Irod cel Mare. Cine a fost Irod cel Mare? Irod cel Mare a fost cel care a ucis pruncii de la 2 ani în jos atunci când Iisus Hristos a născut. El a fost Irod cel Mare. Irod cel Mare a avut mai mulți copii, printre care Irod Antipa. Acest Irod Antipa s-a îndrăgostit, ghiciți de cine? De soția fratelui său, Irodiada. S-a îndrăgostit și a luat-o de nevastă. Prin urmare, Ioan Botezătorul nu putea să stea nepăsător și a predicat împotriva păcatului pe care Irod Antipa l-a înfăptuit. Prin urmare, Irodiada l-a convins cumva pe Irod Antipa să îl ia pe Ioan Botezătorul și să îl întemnițeze. Prin urmare, când ajunge Ioan Botezătorul în închisoare, în temniță, își pune această întrebare: oare Iisus Hristos este Mesia pe cel care l-am așteptat?
Și ne punem întrebarea aceasta: dar Ioane, dar tu ai fost acolo, acolo în Iordan, alături de Iisus Hristos. Ai fost tu acolo. Și acum îți pui aceste întrebări? Da. Pentru că suferința, încercarea, poate aduce îndoială în viețile noastre. Poate treci prin momente grele în viața ta. Poate ai încercări în viața ta și îți pui această întrebare: oare chiar mă mai iubește Dumnezeu? Oare chiar mai poate interveni Dumnezeu? Păi dar nu El mi-a promis că va fi alături de mine în fiecare zi din viața mea? Da, El a promis acest lucru. Păi unde este El? Și atunci vine îndoiala încetul cu încetul în viața noastră. El a promis că va fi alături de noi atunci când poate vom face anumite fapte bune. El a promis că ne va binecuvânta și totuși îi slujim lui Dumnezeu, facem dărnicie și parcă ajungem din ce în ce mai rău. Încercările parcă năpădesc viața noastră în fiecare zi și intervine întoiala în viața noastră. Ai încercări? Ai greutăți? Dumnezeu a spus că vom avea parte de aceste lucruri. Dar oare ce ar trebui să facem atunci când intervine îndoiala? Ce ar trebui să facem atunci când vine suferința, încercarea și îndoiala își face simțită tot mai mult prezența în viața noastră? O să învățăm imediat ce ar trebui să facem. O altă ușă prin care intră îndoiala în viața noastră sunt dezamăgirile. De multe ori îndoiala intră în viața noastră în urma anumitor dezamăgiri mari pe care le-am trăit în viața noastră. Vă rog frumos să vă readuceți aminte de Iosif. Iosif care la un moment dat a fost vândut de către frații lui sclav în Egipt. Desigur, în Sfânta Scriptură nu este relatat că Iosif s-a îndoit în viața lui, în inima lui. Dar putem deduce că o asemenea trădare ar fi adus îndoială în viața lui Iosif. Și a pus această întrebare în timp ce mergea spre Egipt legat: oare de ce Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri? Eu am avut promisiuni, vise din partea lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu îngăduie aceste lucruri în viața mea. Oare de ce? Poate și tu ai fost dezamăgit, dezamăgită. Poate ți-ai pus încrederea în cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă. Ai spus acel secret pe care nimeni nu-l știe. Ai spus acelui prieten. Ai spus poate familiei tale. Și poate chiar și familia te-a dezamăgit. Și de multe ori, în urma unei dezamăgiri așa de mari, intervine îndoiala în viața noastră. Sau poate chiar mai rău. Am zis că ne-am pus încrederea în Dumnezeu și acum întrebăm: Doamne, ne-am pus încrederea în Tine, acum unde ești? Vă rog frumos să vă readuceți aminte de momentul în care Iisus Hristos a fost crucificat. În momentul acela, când Iisus Hristos stătea pe cruce, erau foarte mulți oameni trecători care îl bagiocoreau. Puneau la îndoială faptul că El este Mesia cu adevărat. Spuneau: s-a încrezut în Dumnezeu, să-L scapă acum El. Aceste cuvinte spuneau trecătorii lui Iisus Hristos. Poate chiar și prietenii noștri ne spun aceleași cuvinte și nouă: te-ai încrezut în Dumnezeu, hai să văd ce faci acum. Vezi, eu cu, iertați-mi limbajul, cu șmecherile pe care le-am făcut, poate zic unii, am reușit să o scot la capăt. Tu nu. Te-ai încrezut în Dumnezeu. Acum să te scapă El. Ne-am încrezut poate de multe ori în Dumnezeu și poate credem că El ne-a dezamăgit și întrebăm: unde este Dumnezeu? Ce facem atunci când intervine îndoiala în viața noastră în urma unor dezamăgiri mari pe care o avem în viața noastră? Ce facem? Înainte ca să răspundem, mai dăm un motiv, o ușă prin care intră îndoiala în viața noastră, și anume această îndoială intelectuală. Mulți dintre voi, cu siguranță, citiți Sfânta Scriptură în fiecare zi. Așa este? Amin? Nu prea amin asta. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să citiți Biblia în fiecare zi. Amin? Asta-i. Vrem să studiem mai mult Sfânta Scriptură, dar atunci când studiem mai mult din Sfânta Scriptură, parcă sunt anumite momente în viața noastră în care ne punem această întrebare: dar oare chiar e adevărat ce scrie aici? Păi dincolo scrie altcumva.
Sau poate sunt momente în viața noastră când poate punem la îndoială lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Oare chiar m-a iertat Dumnezeu? Dar oare chiar există un rai și un iad? Dar oare chiar există Dumnezeu? Citim poate anumite cărți și parcă acele cărți ne bulversează mai mult decât să ne întărească. Și avem această îndoială intelectuală. Ne uităm poate suntem acei studioși care ne uităm în mai multe traduceri și vedem aici poate Dumitru Curnelescu o tradus altcumva decât celălalt traducător. Ce facem? Ce faci atunci când intervine îndoiala în viața ta? Ce faci atunci când încercările năpădesc în viața ta? Ce faci atunci când cea mai bună prietenă, cel mai bun prieten te-a dezamăgit? Poate te-au dezamăgit cei din familie. Poate te simți dezamăgit de către Dumnezeu. Ți-ai pus toată încrederea în Dumnezeu și te întreb unde este Dumnezeu acum? Cei din jurul tău, prietenii tăi, te tacânează și te întreabă, na, ce ai făcut? Te-ai încrezut în Dumnezeu? Unde este Dumnezeul tău acum? Poate ai anumite îndoieli cu privire la existența lui Dumnezeu, cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Dar oare chiar există cu tare sau cu tare lucru? Oare chiar Dumnezeu m-a iertat pe deplin, dar am păcătuit foarte mult? M-a iertat El oare pe deplin? Ce ar trebui să facem atunci când intervine îndoiala, vine îndoiala în viața noastră? Primul lucru pe care trebuie să-l facem, și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca să învățăm aceste lucruri, adu-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți aduci aminte de toate promisiunile lui Dumnezeu pe care le-a făcut pentru tine și pentru viața ta. Citește din Sfânta Scriptură, aduceți-vă aminte cât a promis El pentru voi. A promis că nu vă va lăsa, a promis că va fi cu voi, a promis că vă va iubi, a promis că El vă va purta de grijă și câte și câte nu ne-a promis Dumnezeu. A promis El foarte multe lucruri în viețile noastre. Un prim lucru pe care trebuie să-l facem atunci când îndoiala vine în viața noastră, adu-ți aminte ce a promis Dumnezeu. Ia Sfânta Scriptură, citește, pentru că Dumnezeu ți-a promis foarte multe. Poate te întreb, mie? Da, ție Dumnezeu ți-a promis multe. Adu-ți aminte de toate aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Dar poate te întrebi, bine, bine, dar eu mi-aduc aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Dar aceste promisiuni ale lui Dumnezeu parcă nu se materializează în viața mea. Eu am zis, da, cred că Dumnezeu a promis că îmi va purta de grijă, dar acum parcă nu văd cum Dumnezeu îmi poartă de grijă. Da, cred cu adevărat că Dumnezeu a promis că El nu ne va lăsa, că El ne va iubi indiferent. Dar acum nu simt dragostea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu poate spuneți voi că a promis multe, dar eu nu simt nimica. Parcă aceste promisiuni în viața mea nu se materializează. Ne întoarcem iarăși la Hristos. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu Tatăl îi vorbește lui Iisus Hristos într-un mod personal din ceruri. Și toți l-au auzit. La momentul când Iisus Hristos a fost botezat, Dumnezeu Tatăl vorbește din ceruri și spune: acesta este Fiul meu iubit, de El să ascultați. Într-un alt context, Dumnezeu Tatăl vorbea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Toți au auzit aceste cuvinte. Dar în momentul în care Iisus Hristos s-a răstignit acolo pe cruce, ce face? Strigă la Dumnezeu. Se simțea singur. Și spune, de ce m-ai părăsit? Iisus Hristos a dorit să audă măcar o șoaptă a lui Dumnezeu Tatăl, dar n-a primit nimica. Poate și tu vrei să auzi măcar o șoaptă a lui Dumnezeu. Știi promisiunile lui Dumnezeu. Ai crescut în biserică și le știi pe toate. Ai citit din Biblie și îți aduci aminte de ele. Și parcă în momentele cele mai grele din viața ta, parcă Dumnezeu tace și nu zice nimica. Dar vreau să vă spun că credincioșia Tatălui este incontestabilă cu privire la prezența Lui în viața Fiului. Că putem vedea că Dumnezeu Tatăl este prezent acolo atunci când Iisus Hristos învie din morți. Prin urmare, dragi fraților, dragii mei, Dumnezeu va fi alături de noi, indiferent ce o să fie.
El a promis că va fi alături de noi. Dacă nu auzi vocea lui Dumnezeu, nu te înspăimânta. El este alături de tine. Se spune la un moment dat că un om în vârstă a avut un vis și se făcea în visul acesta că mergea împreună cu Dumnezeu pe o plajă. Iar omul acesta se întoarce și vede pe nisip două perechi de pași. Una era lui, cealaltă a lui Iisus Hristos. Dar așa cum se uită el aceste perechi de pași, la un moment dat observă doar o singură pereche de pași. Erau acele momente grele de suferință a omului respectiv. Și omul acesta l-a întrebat pe Dumnezeu: Doamne, am văzut că în momentele cele mai grele din viața mea, m-ai lăsat singur. În momentele în care soția, am pierdut-o, copii, mi-am pierdut, banii am pierdut, sănătatea, în momentele în care aveam cea mai mare nevoie de tine, m-ai lăsat singur. De ce? Dumnezeu a răspuns: în momentele acelea, eu nu te-am părăsit, ci te-am purtat în brațele mele. Asta a făcut Dumnezeu. Ne întrebăm oare unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu în momentele cele mai grele din viața noastră, atunci când parcă urlăm și țipăm de durere și spunem: Doamne, dar unde ești? Unde ești? Că ți-am rămas credincios, ți-am slujit, am făcut tot ce mi-ai cerut, dar unde ești? El este alături de tine, nu uita acest lucru. Chiar dacă El tace, El este alături de tine. El te poartă în brațele Lui. Nu uita acest adevăr. Chiar dacă poate nu vezi promisiunile lui Dumnezeu materializându-se în viața ta, nu uita că Dumnezeu a promis că va fi alături de tine. Nu uita acest lucru. Un alt lucru pe care ar trebui să-l facem atunci când intervine îndoiala în viața noastră este faptul că trebuie să recunoaștem că avem îndoieli și să cerem ajutorul. Recunoaște că ai îndoieli și cere ajutorul. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în textul pe care l-am citit, putem observa că Ioan, atunci când a intervenit îndoiala în viața lui, ce face? Își trimite ucenicii și spune: auziți, mergeți să întrebați-L pe acel Iisus dacă El este cu adevărat. Ioan, de fapt, recunoaște că are slăbiciuni. Dar de multe ori nouă ne este rușine să recunoaștem că avem slăbiciuni. Ne este rușine și nu avem curajul necesar ca să cerem ajutorul celor din jurul nostru. Dragul meu, ascultă-mă, cere ajutorul celor din jurul tău. Cere ajutorul păstorilor, cere ajutorul nostru, slujitorul din biserică. De asta suntem aici, ca să vă ajutăm. Recunoaște că ai îndoieli în viața ta și cere ajutorul. Dar este foarte important de la cine cerem ajutorul. Pentru că uitați-vă, Ioan Botezătorul, de la cine a cerut ajutorul? S-a dus la temnițerii acei soldați și a spus: auziți, voi ați auzit de acel Iisus. Cu siguranță soldații ar fi auzit. Voi chiar credeți că El este Mesia cel așteptat? Lasă o baltă că nu e adevărat. Ioan nu merge la soldați. Ioan nu merge și cere ajutorul de la un oarecare, ci cere ajutorul de la acei oameni care chiar te pot ajuta. Nu cere ajutorul de la oameni care poate sunt într-o situație mai grea decât tine, pentru că vei sta amândoi și veți plânge la un moment dat. Cereți ajutorul de la oameni de încredere, de la slujitor, de la păstor, pentru că de aceea suntem aici, ca să vă ajutăm. Nu cereți ajutorul de la oricine. Mi-aduc aminte la un moment dat, și cu siguranță și voi vă aduceți aminte, acum câțiva ani, așa numitul Emil Rengle a câștigat sezonul, mai știu care, România au talent. Da, el este acela care dansa și avea niște porniri păcătoase, ca să pot spun așa. Iar m-am interesat și eu puțin despre el și la un moment dat, când auzeam la un moment dat un interviu, spuneam felul următor el în acest interviu. Au fost momente în viața mea, spunea Emil, în care eram dezamăgit, eram abătut. Nu știam dacă lucrul pe care le fac și
aceste sentimente pe care le am față de persoane de la același sex sunt chiar cu adevărat bune. Prin urmare, spunea respectivul că a început să caute să vadă dacă aceste sentimente pe care le are față de băieți sunt cu adevărat bune și dacă Dumnezeu este de acord cu ceea ce simte el. Spune la un moment dat el într-un interviu că a dat de un, așa zis, om al lui Dumnezeu, care ghiciți ce spune? Foarte bine ceea ce faci. Dumnezeu este de acord cu aceste sentimente, ba chiar te susține în toate lucrurile pe care le faci. Înaintează cu încredere. Dragii mei, este foarte important să cerem ajutor de la persoane de încredere, nu de la oricine. Că poate în situație de față, poate să zicem dacă acest tânăr ar fi primit un răspuns de la un slujitor, un om cu adevărat al lui Dumnezeu, poate ar fi arătat altfel viitorul lui. Dar, pentru că s-a dus la persoanele care n-ar trebui să dea sfaturi ca și acesta, a acceptat toate aceste sfaturi. Dragii mei, când ai îndoieli în viața ta, recunoaște. Nu sta singur tu acolo și stai și plângi în camera ta și spui, dar nimeni nu mă ajută. Păi, dar nimeni nu te ajută pentru că n-ai cerut ajutorul. Suntem aici pentru voi. Slujitorii bisericii vă stau la dispoziție. Păstorii, liderii de tineri, vă stăm la dispoziție. Când ai probleme, recunoaște și cere ajutorul. Dar cere ajutorul nu de la oricine, ci de la oameni de încredere. Dar mai este un lucru foarte important de amintit. De multe ori veniți la noi și ne cereți poate sfatul. De multe ori mergeți la păstor și cereți ajutorul păstorului. Și păstorii, slujitorii din biserică, vă dau un răspuns, vă îndeamnă sub călăuzirea Duhului Sfânt, dar poate acel răspuns pe care voi primiți nu vă place. Dragii mei, este foarte important, odată ce primim un răspuns din partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne place, să ascultăm de ea. Chiar dacă poate la început nu înțelegem voia lui Dumnezeu, haideți să ascultăm de voia lui Dumnezeu, că este bună, plăcută și desăvârșită. Pentru că dacă nu vom asculta de voia lui Dumnezeu, uitați ce se va întâmpla. Vă aduceți aminte de Balac și Balam? În Numeri capitolul 22 ne este relatat întâmplarea aceasta. La un moment dat Balac era împăratul Moabului și vin izraeliții peste el. Și la un moment dat, de frică, nu știa ce să facă, ce face? Trimite niște soli la Balam, la omul lui Dumnezeu. Și ce spune? Îi duce daruri, aur, argint. Și cere ajutorul lui Balam și spune, te rog frumos, vino și blestemă poporul Israel. Balam era omul lui Dumnezeu. Știa că un asemenea lucru nu era un lucru potrivit. Și totuși ce face? Îi spune trimișilor de la împărat, stați aici peste noapte, eu mă voi duce să mă rog și după când voi primi răspuns, o să vă spun. Dumnezeu a răspuns și a spus, nu te duce cu ei. Prin urmare, trimișii se întorc înapoi la Balac și Balac ce face? Pune mai multe daruri, mai mult aur, mai mulți arginți. Și ajung înapoi trimișii aceștia de la Balac înapoi la Balam. Și totuși că Balam deja au primit un răspuns, i-a spus Dumnezeu clar, nu te du. Și totuși ce face Balam? Ia mai stați voi aici, mă duc să-L întreb iarăși pe Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu i-a spus, du-te cu ei. Și știți foarte bine că spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu s-a mâniat de acest lucru. Poate suntem aceia care de multe ori căutăm un răspuns din partea lui Dumnezeu. Căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Dar de multe ori când auzim voia lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu, nu ne place. Și mergem și alergăm de la proroci la proroci, de la biserică la biserică și căutăm un răspuns care ne place nouă. Dragul meu, dacă ai îndoieli în viața ta, recunoaște acest lucru, cere ajutorul, iar atunci când ți se va oferi acest ajutor, recunoaște că acel ajutor este din partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu-ți place. Pentru că într-un final vei conștientiza că voia lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel, este bună, plăcută și desăvârșită.
Un alt lucru pe care trebuie să-l facem atunci când vine îndoiala în viața noastră este că trebuie să perseverăm pe calea credinței, să perseverăm în fapte bune. Vă aduceți aminte de Toma? Toma n-a fost alături de cei 10 ucenici atunci când Iisus Hristos li s-a arătat. Și s-a îndoit în inima lui și n-a crezut cu adevărat că Iisus Hristos l-a înviat. Dar totuși, la insistența ucenicilor, în Evanghelia după Ioan, putem observa că Toma, după 8 zile, era cu cine? Cu ucenicii. Era cu ucenicii. Oare, îmi pun această întrebare, oare Toma s-a dus cu cea mai mare plăcere? Nu cred. Dar totuși a perseverat pe calea credinței. Dragul meu, atunci când intervine îndoiala, nu lăsa la deoparte citirea Scripturii. Nu mai cred în Dumnezeu, nici nu mai citesc Biblia, nici nu mai rog, nu mai fac nimica. Nu. Rămâi în continuare în perseverarea pe calea credinței. Perseverează în disciplinele acestea spirituale pe care Dumnezeu ne le-a lăsat. Atunci când ai probleme, continuă să te rogi. Că Dumnezeu vrea să-ți răspundă prin rugăciunea pe care tu o rostești. Atunci când ai îndoiel, continuă să citești Biblia. Că Dumnezeu are de gând să-ți vorbească prin Sfânta Scriptură. Atunci când ai îndoiel, continuă să-i slujești lui Dumnezeu. Continua să-i slujiți lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vi s-a descoperit după aceea. Mi-aduc aminte de un moment în viața mea și acum mă fac vulnerabil în fața voastră. A fost într-o slujire, nu vă zic locul, când și unde, pentru că după aceea poate căutați pe internet. Dar am slujit într-o biserică și ca, cred că un slujitor credincios, mi-am pregătit predica din timp, acasă am repetat-o, a ieșit atât de bine. Dar când am ajuns în biserică, din cauza emoțiilor, m-am bâlbâit, am avut anumite greșeli în vorbirea mea, cât mi-aduc aminte că după ce am rostit predica, m-am pus înapoi în bancă și am zis, în viața mea cât voi mai trăi, nu o să mai predic. În viața mea. Eram atât de dezamăgit și puneam la îndoială, dar Doamne, Tu pe mine m-ai chemat să predic? De ce? Cheamă pe alții. Cheamă pe alții care fac această lucrare mult mai bine. De ce pe mine? Dar de ce fix pe mine? Mă certam cu Dumnezeu. Pentru că am fost dezamăgit de slujirea pe care am făcut-o. Duhul lui Dumnezeu m-a întărit în acele momente. Mi-am adus aminte de faptul că Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii acesteia. Dumnezeu alege lucrurile slabe. Și mai ales și pe mine, slab. Dar în slăbiciunea mea, mă rog ca Dumnezeu să se vadă. Dragul meu, poate slujești și tu într-o biserică sau poate chiar în biserica locală și faci anumită slujire și au fost momente în viața ta când parcă ai dat-o în bară și spui, nu o să mai slujesc în viața mea niciodată. Parcă cântarea aceea pe care ai cântat-o nu ți-a ieșit bine. Poate sunetul nu s-a auzit așa cum vrei tu. Poate cadrul de cei de la media nu a ieșit așa cum ți-ai dorit. Și parcă cei din jurul tău, parcă te tachinează tot mai mult. Bă, dar n-ai fost atent, dar ce ai făcut? Și în loc să te încurajeze, hai că data viitoare se poate mai bine, ce fac? Îți mai dau încă una ca să știe bine că stai acolo jos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că după predica pe care am rostit-o, a fost un frate din biserica aceea care mi-a dat un mesaj și mi-a spus, Ioan, Dumnezeu mi-a vorbit prin tine. Ascultă-mă, dragule. Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci anumită slujbă, fă-o cu credincioșie. Chiar dacă poate vor fi momente în care spui, mă dau bătut, nu o să mai fac niciodată în viața mea acest lucru, dar niciodată. Și o să spui la îndoială, dar oare chiar Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac această lucrare? Da, pe tine te-a chemat. Pentru că orice mare predicator a început și el de jos. Orice mare cântăreț a început de jos. Dragule,
Dacă ai îndoiel, perseverează pe calea credinței. Fă în continuare acea slujbă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Și în ultimul rând, ce ar mai trebui să facem atunci când intervine îndoiala în viața noastră? Trebuie să ne unim cu Hristos. Atunci când intervine îndoiala în viața noastră, haideți să ne aducem aminte de Hristos. Sfânta Scriptură spune că în toate a fost ispitit la fel ca și noi. Iisus Hristos știe foarte bine prin ce treci tu. Pentru că de multe ori noi știm, El e acolo sus, Iisus Hristos, undeva acolo prin cerul, El nu știe, El habar nu are prin ce trec. Vreau să spun că Dumnezeu știe foarte bine prin ce treci tu. El a trecut deja pe acolo și a ieșit biruitor. Prin urmare, dacă ai îndoiel în viața ta, unește-te cu Hristos, cheamă-L pe Hristos în viața ta, că El nu te va lăsa, indiferent ce s-ar întâmpla. Avem îndoiel. Avem cu toți îndoiel. Dacă Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe însuși Iisus Hristos, dacă El s-a îndoit, poate și noi avem îndoiel în viața noastră. Prin urmare, să nu-ți fie rușine să recunoști că ai îndoiel. Adu-ți aminte de acele promisiuni ale lui Dumnezeu pe care le-a făcut pentru tine personal. Da, pentru tine personal Dumnezeu a făcut multe, multe promisiuni. Adu-ți aminte de ele. Și chiar dacă îți aduci aminte de ele și spui, da, Doamne, dar nu le văd împlinindu-se în viața mea, adu-ți aminte că El nu te va lăsa niciodată. Adu-ți aminte că El te va purta pe brațele Lui. El însuși Dumnezeu te poartă în brațele Lui cele puternice. Vor fi momente în viața ta când spui, Doamne, dar o șoaptă vreau, o șoaptă măcar, orice, dar spune-mi ceva. Adu-ți aminte că Dumnezeu este alături de tine. Atunci când ai îndoiel, recunoaște că ai îndoiel și cer ajutorul. Recunoașteți că aveți cu adevărat îndoiel și cereți ajutorul. Nu sunteți singuri în această luptă. Este un proverb românesc, unde-s doi, puterea crește. Nu sunteți singuri, suntem alături de voi. Atunci când ai îndoiel, perseverează pe calea credinței, slujește în continuare, nu te lăsa, nu spui, nu mai citesc Biblia, nu mai rog, nu mai fac nimica, continuă să perseverezi pe calea credinței în fapte bune. Atunci când ai îndoiel, unește-te cu Hristos, cheamă-L pe Hristos. El este cel mai bun exemplu pe care putem avea. A suferit în toate la fel ca și noi. El știe prin ce treci tu. Știe cu exactitate. Știe suferința ta. Știe durerea ta. Știe lacrimile pe care tu le verși acolo singur în casa ta, în camera ta, pe perna ta. El știe fiecare lacrimă. Dragule, cheamă ajutorul lui Dumnezeu, că El este gata să-ți ofere. Una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din mitologia greacă era dintre Orfeu și Euridice. Și se spune în această poveste de dragoste, în această mitologie grecească, că acest Orfeu avea o voce de înger, cânta cel mai frumos, chiar și până acolo încât zeii îl chemau pe Orfeu să-i cânte. Iar la un moment dat acest Orfeu s-a îndrăgostit de o femeie pe nume Euridice. Au avut o viață frumoasă, dar a fost o zi în care Euridice se plimba printr-o grădină. Iar la un moment dat a fost mușcată de un șarpe. Prin urmare moare. Orfeu a plâns mult și a cerut îngăduința zeilor, spune povestea, ca să se odeie înapoi. A spus că ar face orice numai să se odeie înapoi. Prin urmare, zeii, pentru că îl cunoșteau pe Orfeu, știau cât de frumos cântă, știau câte lucruri l-a făcut, a zis, bun, du-te jos în
locuința morților, în umbra morților unde este Euridice. Du-te, vorbește cu Hades, cu cel rău, și poate s-o va da înapoi. Merge Orfeu în locuința morților, se întâlnește cu Hades. I-a început să-i cânte și lui și Hades fermecat de cântarea pe care Orfeu a cântat-o, a spus, ți-o dau înapoi. Dar trebuie să faci un lucru. În timp ce vei pleca tu din locuința morților, vreau ca să te duci tu înainte și eu o voi trimite pe Euridice în urma ta. Dar nu ai voie să-ți întorci privirea în spate. Ai încredere în mine că eu ți-o voi trimite. Orfeu mergea spre ieșire și și-a pus această întrebare. Oare chiar este în urma mea? Hades ăsta mi-a făcut minciuni. O mai zis minciuni la viața lui. Oare să-l cred cu adevărat că Euridice este în spatele meu? Se îndrepta spre ieșire și chiar înainte ca să iasă din locuința morților, își întoarce privirea. Ghiciți ce? Era acolo. Prin urmare, Hades i-a zis că dacă tu îți vei întoarce privirea, nu vei vedea niciodată în viața ta. Prin urmare, a pierdut-o încă o dată Orfeu pe Euridice. De ce vă spun acest lucru? Pe calea credinței mergem cu toții. Și Dumnezeu a promis că va fi alături de noi în spatele nostru. Dar de multe ori ne punem această întrebare, doar chiar este Dumnezeu în spatele meu? El mi-a promis, dar parcă nu-L simt acolo. Vreau să-ți aduc aminte în seara aceasta că Dumnezeu este în spatele tău. Este în urma ta. El a promis acest lucru și își va ține promisiunea. Nu te îndoi în privința asta. Ne îndoim de multe ori, dar Doamne, unde ești că nu te simt? Încrede-te că El este acolo. Nu fii un Orfeu, ci pune-ți toată încrederea că Dumnezeu vine în urma ta. Și dacă ar fi să pici cumva pe calea aceasta credinței, El este acolo gata să te prindă. Haideți să mai facem o rugăciune și vă invit să ridicați în picioare. Haideți că în această rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu cu inimă sinceră. Nu știu dacă ai avut parte de îndoiele în viața ta. Poate ești acela sau acel tânăr sau acea tânără în care spui, la mine îndoiala niciodată nu va veni. Eu am încredere 100% în Dumnezeu, niciodată. Dragule, chiar de va veni îndoiala în viața ta, adu-ți aminte de Dumnezeu. Sau poate chiar în momentele acestea ai parte de îndoiel. Poate ți-ai pus încrederea în Dumnezeu și te întreb, m-am încrezut în Dumnezeu, dar nu este alături de mine, nu îl simt alături de mine, El tace. Ce să mă fac? Adu-ți aminte că Dumnezeu a promis că va fi cu tine. Adu-ți aminte de toate promisiunile lui Dumnezeu. Cere ajutorul, nu e singur în această luptă. Suntem aici toți o comunitate, suntem gata să te ajutăm. De asta Dumnezeu ne-a pus în biserica Lui. Dacă ai parte de îndoiel, cere ajutorul lui Dumnezeu. Cere ajutorul celui care a trecut prin toate, le-a simțit pe toate, a fost ispitit prin toate, la fel ca și noi. El știe gândurile tale, El știe frământările tale, El știe povara ta, o știe într-un mod personal. Dumnezeu în seara aceasta vrea să-ți vorbească că El te știe. Și vreau să spun că El nu te-a uitat. El nu te-a uitat deloc. De aceea, haideți să venim în această rugăciune plin de credință. Și să dăm această povară a îndoielii în brațele lui Iisus Hristos, să spunem, Doamne,
m-am îndoit până în acest moment de dragostea ta, m-am îndoit de chemarea pe care mi-ai făcut-o, m-am îndoit cu adevărat că tu m-ai iertat cu adevărat, m-am îndoit de multe, Doamne, dar vreau ca în această seară tu să mă eliberezi. Și chiar dacă poate nu o să simt această eliberare, cred, Doamne, din toată inima că tu ești alături de mine. Haideți să facem această rugăciune plin de credință că Dumnezeu este alături de noi. Ne rugăm cu toții.